Salut prieteni și bine v-am găsit pe tutorialevideo.info În tutorialul video de astăzi am să vă vorbesc din nou despre WordPress și mai exact despre blogul nostru creat cu, pe platforma gratuită WordPress Astăzi am să ating și am să discut puțin mai pe larg subiectul viteza de încărcare a blogului sau website-ului nostru Viteza de încărcare este foarte importantă pentru că mai nou cei de la Google Pun aspect sau pun preț pe cât de repede se încarcă blogul nostru. De ce se întâmplă acest lucru? Când un anumit vizitator ne vizitează pentru prima dată blogul sau website-ul, dacă timpul de răspuns a informației de pe website-ul nostru este undeva la 5-6 secunde. Utilizatorul are de așteptat destul de mult. Probabil că și voi ați întâlnit astfel de probleme când ați vizionat anumite website-uri și ați observat că se încarcă foarte greu. Acest lucru se datorează serverilor din spatele blogului sau unde sunt ținute aceste bloguri. Sau de foarte multe ori se datorează faptului că blogul nostru este foarte încărcat cu prea multe materiale are șapte widgeturi, are 3 uh, uh, bari pentru Facebook, are Google Plus și așa mai departe. Acestea sunt niște uh, căsuțe sau niște aspecte de care trebuie să ținem cont. Mă refer aici la căsuțele de Facebook, de Google Plus sau uh, acea căsuță de abonare pe care o vedeți și pe website-ul tutoriale video. Haideți să vă și arăt. Da? Vedeți, avem aceste căsuțe. Toate aceste căsuțe pot să ne îngreuneze uh, accesul sau uh, să ne îngreuneze website-ul. Ce se întâmplă când website-ul nostru funcționează greu? Intră botul de la Google, care ne intră zilnic pe website pentru a vedea ce articole noi am mai publicat, și el observă această încărcare uh, a datelor de pe blogul vostru. Și vizionează același bot uh, în aceeași zi, un alt website din, acela, din aceeași nisă, nișă cu website-ul nostru. Și vede că acel website s-a încărcat în 2 secunde, a nostru în 4 secunde. Și prin acest fel, acel website probabil că va fi pus deasupra noastră în motoarele de căutare, tocmai pentru că el se încarcă mult mai rapid, chiar dacă el nu are. Uh, conținut mai mult decât avem noi. Tocmai de aceea trebuie să fim foarte atenți la ce anume punem pe website, la dimensiunea imaginilor. Eu acum am să fac un test care ne va spune cât de greu se încarcă și câte secunde durează până se încarcă blogul nostru. Ca să facem acest lucru, ne vom folosi de toolspingdom.com. Pentru început am să testez website-ul www.tutorialevideo.info, ca să vedeți timpul de răspuns al website-ului nostru. Da? Vedeți că timpul de răspuns, adică website-ul tutorialevideo.info se încarcă în 1,6 secunde. Este un timp relativ bun, se poate și mai bine de atât. Vedeți că pagina noastră, adică pagina frontală, cu tot cu scripturile care sunt pe blogul tutorialevideo.info, însumează dimensiunea de 346 de kilobit. În cazul în care voi puneți o imagine, destul, o imagine mai mare, această dimensiune a primei pagini va crește tot timpul. Tocmai de aceea este bine să Reduceți din dimensiunea imaginilor când vă puneți o imagine pe prima pagină, pentru că în acest fel blogul vostru se va încărca mult mai rapid. Acum voi efectua un nou, uh, un nou test la test.tutorialevideo.info, care este blogul nostru de test pe care am realizat aceste tutoriale, să vedeți diferența de încărcare și diferența de mărime a paginii noastre. Da? Vedeți că în momentul de față, încărcarea blogului test.tutoriale.video.info s-a efectuat în 2,7 secunde, iar dimensiunea paginii fiind de 432 de kilobit. Da? Acest lucru a făcut ca pagina noastră să se încarce mult mai greu. Cum puteți voi să reduceți acest load time, sau acest timp de încărcare pentru blogul vostru, am să vă vorbesc în tutorialele video viitoare. Astăzi doar v-am prezentat să vedeți exact diferența dintre aceste încărcări și despre aceste două bloguri, care sunt hostate pe același server. Pentru început, sau ca primă soluție, ne vom instala pe blogul nostru, Uh, VP Super Catch. Acest VP Super Catch, probabil că despre Catch ați auzit uh, foarte mult, pentru că pe anumite website-uri, adică pe anumite, pe foarte multe website-uri întâmpinăm uh, acel mesaj. Acest website folosește cookie. Dacă sunteți de acord cu acel cookie sau cu acel catch, uh, puteți naviga în continuare. Același lucru vom face și noi. Vom uh, salva, o, vom salva o copie, nu mai puțin să facem o setare. Ok, am avut eu o mică problemă, însă voi nu veți întâmpina această problemă. Să continui ce aveam de spus. În cazul în care activăm acest sketch sau acest cookie, orice persoană care va intra pe website-ul nostru și se va încărca acel widget sau acea căsuță cu Facebook, cu Google, cu toate scripturile de pe website-ul nostru, se va încărca o singură dată, va dura 3 secunde. A doua oară, când va intra aceeași persoană din nou pe website-ul nostru, acelea acele scripturi din fundal pe care voi nu le vedeți când se încarcă se vor încărca mult mai repede pentru că ele sunt deja descărcate în calculatorul persoanei respective. Tocmai de aceea veți, veți face diferența dintre prima încărcare a website-ului și a doua încărcare a website-ului. Pentru că s-a creat acel... Catch, sau acel cookie s-a salvat în calculatorul vostru și nu este necesar să redescarce toate imaginile sau noul conținut de pe server. El ține minte ultimele date care au fost descărcate în calculatorul vostru. Deci aplicația VP Super Catch, care este destul de utilizată. Acum când vine vorba despre plugin-uri WordPress sau despre aplicații pentru uh, catch-ul sau uh, cookie-ul, website-ul nostru, uh, părerile sunt împărțite. Eu utilizez VP Super Catch pentru că îl utilizez și pe blogul tutorialevideo.info și sunt foarte mulțumit de el. Acum vom da la content, adică la conținutul, și vom da click pe uh, listă, generare, blogurile oricare sunt încărcate. Ce se întâmplă în momentul de față? În momentul de față eu voi accesa de pe un alt browser, nu mai puțin, de pe Firefox și am să accesez alte conținuturi, să zic, sau alte articole de pe blogul tutoriale video, de pe blogul test.tutorialevideo.info. Ok. Acum revenim din nou la VP Super Catch, mergem din nou la conținut și îi dăm status regenerare catch. Da? Și vedem că 5 pagini au fost uh, salvate în catch, adică 5 pagini au fost navigate de către un anumit utilizator pe care le-am navigat eu personal mai devreme, da? vedeți că am intrat pe hero World, pe test3.html și pe acest uh, test2. Și aici ne zice vechimea acelui catch, care este de 38 de secunde, adică acum 38 de secunde cineva a intrat uh, din nou pe acest uh, pe acest link. Ok. Acum haideți să facem un test din nou. Da? Vedeți, timpul de load sau timpul de încărcare a blogului de test tutoriale-video.info a fost la de 3 minute. Acum același test după ce l-am repetat, este de 631 de milisecunde, adică de 3 ori sau de 4 ori mai mic decât testul inițial. Refacem acest test. De ce s-a întâmplat acest lucru? Și vreau ca să vedeți și reducerea, a doua reducere, care este de 1,9 secunde. Facem încă un test. Vedeți că testul variază în funcție de uh, serverul de unde s-a făcut acel, acest test. Vedeți pentru că în testul anterior a fost făcut din New York, acum a fost făcut din uh, Texas. Am să-i dau din nou test now. Așteptăm pentru că este cineva înaintea noastră. Așteptăm să termine. Acum este din Amsterdam și vedeți că din Amsterdam avem un uh, timp de încărcare de 943 de milisecunde, adică sub o secundă. Asta și vreau să vă arăt. Acest lucru este datorat faptului că noi am activat acest VP Super Catch, iar blogul nostru se încarcă mult mai uh, rapid. Există anumite setări și anumite uh, lucruri pe care trebuie să le setăm la VP Super Catch, însă în modul default puteți să poate să rămână în modul default pentru că este foarte bine și așa cum este. Anumite setări avansate la modulul VP Super Catch sunt destul de îndoielnice pentru că nu se știe dacă aceste lucruri pe timp îndelungat sau aceste sătări pe timp îndelungat pot să ne facă bine sau poate să ne facă, pot să ne facă rău. Atât despre website speed test, am să vă vorbesc într-un tutorial video anterior și despre website speed test, îmbunătățirea vitezei website-ului nostru cu ajutorul serverilor de la Google, însă momentan v-am prezentat doar acest plugin, VP Super Catch, pe care vi l-am și arătat uh, cum funcționează și v-am arătat faptul că a redus viteza de uh, încărcare a website-ului nostru destul de mult. În cazul în care aveți întrebări, comentarii, nu ezitați să ne contactați. La revedere!